Salutare, dragii mei, și bine v-am regăsit la Tarotscop, dragii mei, din Zodia Rac, cu ascendent Venus, Lună, nodul nord în această zodie. Haideți să vedem cum este posibil să fie și pentru voi luna iulie 2024, la mulți ani răcușorilor născuți în luna iulie. Înainte de a începe transmisiunea, vreau să mulțumesc celor care ați devenit membri pe canalul meu, membrii care beneficiază de citire bonus și alte filmări, alte transmisiuni legate de subiecte foarte, foarte interesante. Cei care doresc să devină membri pe canal găsesc butonul de alătură-te lângă cel de abonează-te, acolo la sub fiecare videoclip pe care îl urmăriți. Bun, haideți să vedem despre ce este vorba, dragii mei răcușori, și care este arcana care urmează să vă guverneze în această lună. Și uite, arcana magicianului, care vorbește despre începuturi, da? Dar despre a manifesta. Sperăm noi de data aceasta conștient niște lucruri interesante și frumoase, de ce nu, în viața voastră. Arcana magicianului îți spune că ai tot ceea ce îți trebuie pentru a face ceea ce îți dorești. Bun, toate ustensilele sunt la tine. Să vedem și un titlu fără L, al acestei transmisiuni. Talent. Uite talentul. Scoate talentul din tine la suprafață și manifestă-l. Urmează-ți pasiunea. Nu contează cine îți admiră talentul, cine este în jurul tău să te privească. Important este tu să faci lucrurile din pasiune. Sunt convinsă că sunt foarte multe talente pe care le ții acolo sub preș, dar vorba aceea, vine momentul să le scoți la suprafață. Bun, să vedem și niște bilețele din cea o mică mitifică de prăjitorică, niște puncte cheie pentru luna iulie. Și avem iarnă. Păi nu le mai ține acolo sub gheață, aș zice eu, talentele, dar le voie să iasă la suprafață. Sau cine știe, poate unii dintre voi aveți de a face cu cineva născut în anotimpul de iarnă. Și noile începuturi, iată, le vedem aici. Am văzut și energia magicianului, da? Vine ca o confirmare. Bun, și mai vedem Taur, vorbim despre bunuri materiale, de ce nu, sau despre cineva în această zodie care va juca poate un rol important în viața voastră sau poate cineva în Gemeni. No, bun, ia câte zodii acolo alături de voi în luna iulie. Mergem mai departe, unde sunt, uite, sunt aici, pe calea astrelor, să vedem ce anume iese la suprafață, ce anume este evidențiat. Pentru dragii mei răcușori, că eram să spun gemeni, răcușorii vin, iată, energia lui Lilith, vorbim despre neînfricare, vorbim despre nesupunere la regulile în care poate, nu știu, ne-am obișnuit așa din exterior. Este energia feminină aceea sălbatică și neînfricată, energie feminină care vorbește la urma urmei despre creativitate. Lilith este alături de voi, dragii mei răcușori, în luna iulie. Și uite că era să zic încă o zodie de apă, nu știu de ce am vrut să zic lucrul acesta, energia scorpionului care vorbește despre transformare. Sau poate veți avea de-a face, da, cu cineva în această zodie. Putem vorbi și despre niște lucruri ascunse, poți fi talentele ascunse, da, pe care le-am văzut mai devreme. Și vedem și niște tensiuni și poate opoziții. Tensiuni pot apărea în interiorul tău în momentul în care o parte din tine își dorește să se manifeste, își dorește să arate cine este cu adevărat și apare maimuțica, apare cealaltă parte care nu vrea să fie criticată, nu vrea să fie judecată, nu vrea să fie ridiculizată și atunci apar aceste conflicte interioare. Bun, o să ne lămurim noi cei cu opozițiile și cu acele conflicte imediat. Uite energia lui Chiron care vorbește despre nevoia de vindecare. Vezi pe unde, și am mai spus, o vedeți pe unde aveți Chiron în harta astrală, este important să știți lucrul acesta ca să știți pe unde să lucrați și pe unde să vă duceți. Nevoie de vindecare a unor lucruri din subconștient, posibil legate de partea de creativitate sau de energia feminină. No, bun, mergem mai departe și haideți să vedem ce mai avem tot așa pe calea astrelor. Un soare în berbec, curajul de a începe ceva nou. Curajul de a omorâ balaurul. Bine, nu omorâți balaurul, că el n-are nicio vină. Transformația, spune eu, balaurul. Vine momentul să răsară soarele și pe strada voastră, de ce nu, dar printr-un efort pe care voi să îl depuneți. Curajul acesta, da, de a transforma acele umbre în lumină. Mergem mai departe să vedem ce alte puncte cheie mai avem. Uite, o activare, un salt, aș spune eu, în evoluția sufletului tău. Vedem o activare din partea sinelui tău superior care vrea să te ducă
bineînțeles, la un alt nivel. Ce mai vedem aici este că cineva poate, evident, cineva te urmărește, îți urmărește activitatea sau îți urmărește evoluția, cineva se interesează de ceea ce faci tu, se interesează de tine. Ei, poate este cineva din trecut care vrea să vină la reuniune cu tine, vedem reuniunea unor suflete, dar deocamdată această persoană e cel mai probabil stă în umbră și nu și-a făcut apariția, poate o face, poate nu, vom vedea. Tentație și decepție, vedem aici, poate să fie vorba și despre tine, că ești tentat să faci ceva, așa cum am spus, să-ți arăți adevărata latură, să arăți cine ești cu adevărat și totuși ți-e frică să nu fii decepționat. Poate ai tendința să intri în uniune cu ceva, ești tentat să faci lucrul acesta, dar ți-e frică de suferință, de decepție. Uite, o oportunitate de schimbare foarte frumoasă vine cu energia lui Uranus și de schimbare, dar și de eliberare de ceva ce poate te-a ținut într-o stare mai puțin frumoasă până acum. Și vedem și o energie masculină care într-adevăr stă în umbră și privește. Privește niște lucruri sau poate așteaptă să te eliberezi de niște treburi pentru a veni la uniune cu tine, pentru că în momentul de față, din ceea ce vedem, este cineva cu care ești cumva spate în spate, dar nu știu, poate este ceva ce s-a încheiat în trecut, fiecare își știe povestea. Mergem mai departe cu mesajele din partea doamnei Lună și să vedem doamna Lună ce anume spune. Spune că ceva legat de cei apropiați ție de familie urmează să se clarifice sau urmează să ajungă la un final, cine știe, cu luna aceasta plină în Rac, sau poate se împlinește o dorință legată de familie, de ce nu? Uite și concluziile la care vei ajunge în această lună. Lucrurile vor deveni foarte clare pentru unii dintre voi, ceea ce zic eu că este foarte bine. Și ia câte o nouă iubire sau, mă rog, poate să fie și o relație care să treacă la un nou nivel, apare cumva la orizont, dar, repet, în urma unor concluzii la care tu vei ajunge. Și ce mai avem noi aici? Nu lăsa mândria să te țină pe loc sau, așa cum zic eu cu această carte, nu lăsa lipsa de încredere în propria persoană să te țină pe loc. Manifesti, că te-am și văzut magicianul ca și guvernator pentru tine în luna iulie, manifesti ceva, se adună, se acumulează energie din ce în ce mai mult. Așa că să fii tu atent să manifesti dintr-un punct de forță și de iubire de sine în primul și în primul rând. No, bun, ia să vedem ce se mai întâmplă cu răcușorul și ce alte mesaje vor să vină. Vedem ceva schimbări pe parte de parteneriate și colaborări. Poate că se închid niște colaborări vechi care nu mai sunt benefice pentru tine și apare ceva nou la orizont. Încă o eclipsă, ia câtă foarte multă schimbare, foarte multă transformare pentru dragii mei răcușori în această lună. De data aceasta, schimbare pe parte de forță și curaj și putere personală, pentru că vedem o eclipsă în leu. Și spune foarte frumos, shine brightly like the star that you are, dă-ți voie să strălucești, dă-ți voie să intri în puterea ta și să ai curajul să arăți lumii cine ești tu cu adevărat, indiferent de părerea lor. Un soare în berbec care vorbește și el despre începuturi, așa cum am văzut și mai devreme, care te pot duce la soare, te pot duce la reușită cu condiția să faci acel salt în necunoscut și să ai curajul să crezi în talentul tău, să ai curajul să crezi în tine. Încă un soare în pești vine alături de voi și vorbește despre a merge pe calea sufletului tău, a-ți urma pasiunea, a urma chemarea aceea care vine dinăuntru. Du-te, urmează această chemare, aliniază-te, îți spune spiritul, cu sinele tău din ce în ce mai mult, fii cât mai autentic, da? Și cât mai dedicat propriei tale persoane și nu o să-ți pară rău. No, bun, hai să mergem mai departe cu Sfântul Osho și să vedem și el, hopa, cu ce mesaje vine și vine cu detașarea, ia câte un 8 de cupe. Să lași în spate, ok, ceea ce s-a întâmplat, da? Vedem noroiul acesta, nufărul, care este o floare extrem de delicată și de frumoasă, crește într-un mediu de numa. Asta este, asta te-a creat, fii recunoscător pentru ceea ce s-a întâmplat, dar mergi mai departe, nu rămâne în acele 8 cupe, pentru că tu meriți mult mai mult. Bun, vedem detașarea și posibil detașarea emoțională de ceva. Mergi pentru că meriți mult mai mult, nu 8 cupe, ci 10 cupe, ia că te vedem aici, armonie, foarte bine, foarte frumos să vină. Ascultă-ți vocea interioară, îți spune Marea Preoteasă.
Asta este vocea ta interioară de aici, din Anahata Chakra, pleacă toate lucrurile și în momentul în care tu le pui în legătură directă, adică, mă rog, mintea cu sufletul și ele sunt de acord, lucruri minunate încep să se întâmple în viața ta. Bun, ascultă-ți intuiția și mergi să găsești și celelalte două cupe. Sunt multe emoții reprimate, sunt multe chestii care s-au adunat și apasă destul de greu pe umerii tăi. Vine momentul să lași acea povară jos din spatele tău, să te eliberezi de ea și să faci vindecările de care este nevoie, că tot am văzut energia lui Chiron acolo și energia stelei aici. Aici se numește tăcerea, da? Să stai tu în tăcere cu tine și în contemplare, să vezi ce anume atârnă atât de greu și ce poți face în privința aceasta. Ce poți face este să le lași în urmă, să le transformi, bineînțeles, și să mergi mai departe, pentru că vedem posibilitatea de a face lucrul acesta. Te cheamă ceva, te cheamă steaua ta, te cheamă destinul într-o nouă direcție, urmează calea sufletului, poftim, și vedem cartea morții și a transformării cu ce? Cu un patru de bâte, că se termină parteneriate, alianțe sau, mă rog, chestii vechi, da, lasă-le să se termine pentru că ceva nou vrea să înceapă. Totul depinde de încrederea pe care tu o ai în acest proces și, bineînțeles, în tine, da, curajul de a merge mai departe. No, bun, hai să vedem și Cupid Deck cu ce vrea să vină pentru luna iulie, pentru dragii mei răcușori. Iată-te grijile, ești în starea aceasta de grijă, nu știu, poate să faci griji pentru cineva care are probleme de sănătate, nu știu. Poate să faci griji în privința unei situații care nu se prezintă foarte bine. Starea asta de griji nu o să te ajute absolut deloc, nici pe tine, nici pe persoana în cauză, în ideea în care nu ești tu, da, cel afectat. Ești din starea aceea de griji și ridică-ți vibrația. Hai să vedem ce mai avem noi aici. Okidoki, și vedem cartea muncii. Poate se vor produce niște schimbări importante pe sectorul acesta al muncii și tu îți faci griji că, văleu, Doamne, ce am să fac? Hai să faci tu foarte bine dacă ai încredere în tine. Uite, niște câștiguri foarte frumoase. Cornul abundenței vine către tine, așa că de asta spune, ieși din starea de griji pentru că nu faci decât să te limitezi. Grijile acestea îți schimbă vibrația în ceva ce nu ai nevoie și gândește-te că ești în poziția magicianului. Și ce dacă te dă afară de la muncă? Și ce dacă se întâmplă acolo nu știu ce? Tu ai ceva de oferit oamenilor. Ai ceva de făcut, să spunem, în această viață. Ți-ai ales la nivel de suflet. Știi lucrul ăsta, simți lucrul ăsta, dar nu ai încredere în tine. Uite ce se întâmplă. Poți începe ceva pe cont propriu care te poate duce la starea de abundență, așa cum nici prin căpșor nu-ți trece. Dar ar fi bine să-ți treacă ca să poți să manifesti lucrul acesta. Bun, deci nu-ți mai face griji, nu te mai panica. Mergem mai departe și să vedem cu Lenormand ce avem. Uite, încă o dată, cornul copia. Cornul abundenței, noroc, poate fi și un câștig foarte, foarte frumos după o perioadă ceva mai sărăcăcioasă, să-i spunem. Că de asta și spune, ieși măi din energia asta și lasă acea energie a abundenței să se manifeste în viața ta. Cum se manifestă? Ascultă-ți intuiția și ai să vezi tu, da? Cum poți să-i faci loc să se manifeste în viața sa. Prin acțiune, acționează. Pentru unii dintre voi, da, poate să fie și o șansă care vine înspre voi din partea unei energii feminine. Uite cheia ca tu să ieși dintr-o situație strâmtorată în care te afli. La fel de bine apare o oportunitate foarte frumoasă și are nuanță de destin, haide să-i spunem așa, care să te ducă la situații, la sentimentul acela de siguranță. Poate că veți avea de-a face și cu instituții de stat, da, unii dintre voi, sau veți avea desemnat niște acte. Stați două secunde să beau și eu niște apă, că nu mai ies cuvintele și trebuie să iasă cuvintele. Bun, ia câte și semnare de contracte vedem aici cu marele preot, sau poate vi se oferă ocazia să învățați niște, să mergeți la niște cursuri, să acumulați niște cunoștințe care vă vor fi de mare folos în viitor. Și ia câte și vești, discuții, comunicare în această lună, da, despre planurile de viitor. M-am spus, cineva totuși se uită după voi, s-ar putea să ia legătura cu voi, nu știu dacă este cineva cu care ați fost într-o relație de lungă durată sau într-un parteneriat de orice natură, poate să fie, dar nu este obligatoriu. No, uite,
uite business-ul, uite colaborarea și uite abundența, da? Sau veștile legate de abundență care vin către voi în această lună. Hai să vedem tarotul ce zice la... La rădăcina primului pachet de tarot vedem un as de monede și vedem începuturile. Se plantează o sămânță din care poate să crească un compact foarte frumos, poate să crească cu fructe foarte, foarte frumoase. Oh, ce frumos! Cartea soarelui, reușită, victorie, succes, avem de desubt și roata norocului. Dragii mei, răcușori, șanse extraordinare vedem pentru voi în această lună de a crea ceva, de a da naștere unor noi situații în viața voastră, dar creează de aici, dintr-un punct de iubire și un punct de încredere în tine. Este Anahata Chakra, ce este drept, da? Și ea vorbește despre iubire și a crea din această energie. No, bun, hai să vedem mai departe ce mai avem. Șanse foarte frumoase, victorie, succes, reușită și vești foarte faine. Repet, pot veni și prin energia unei femei. Este o femeie poate ceva mai în vârstă decât voi, nu obligatoriu să fie lucrul acesta. Uite și creativitatea încă o dată și energia feminină, o vedem aici cu chakra sacrală. Folosește-te de această energie într-un mod conștient pentru a putea crea niște lucruri frumoase în viața ta. V-am mai explicat eu cum să lucrați cu energia chakrei 2. Dacă nu ați prins acele discuții, le voi face filmări și le voi pune pentru membrii pe canal. Bun, haideți să vedem mai departe ce anume mai avem. A merge mai departe. Uite tranziția, uite drumul din întuneric către lumină, cu condiția să lași în spate ceva care te trage în jos, care atârnă foarte greu pe umerii tăi. O tranziție foarte frumoasă, o urcare, aș spune eu, pentru dragii mei răcușori și în centrul citirii voastre, 4 de bâte, care vorbește despre realizarea, poate atingerea unui vis sau realizarea unor lucruri importante, poate să vorbească și despre stabilitate într-o relație sau într-un parteneriat. Vom vedea noi când lămurim cărțile cu al doilea pachet de tarot. Ei, ce să vezi, uite, vine turnul care să te scoată din limitările în care te-ai băgat și ai stat atât de mult timp. Ceva se poate să fie și dărâmarea unui parteneriat pe care îl credeai solid și stabil, tocmai ca tu să poți merge mai departe. Nu uita de puterea personală, nu uita să crezi în tine și nu uita să înțelegi că toate lucrurile se întâmplă pentru tine și nu împotriva ta. No, bun, curajul de a merge mai departe este esențial. Și vedem, iată-te și energia peștilor aici încă o dată. Vorbește despre schimbarea de perspectivă și vorbește despre iluminare și de a vedea lucrurile altfel decât le-ai văzut până acum. Să nu mai stai în aceste ape tulburi, să nu mai stai în grijile acestea și să mergi cu speranță, cu încredere și entuziasm către viitor. Hai să vedem și ultima de aici. Vine tot pe energia peștilor, doar că este Marea Preoteasă încă o dată. Ascultă-ți intuiția, știi foarte bine sau vei ști foarte bine, foarte clar ce anume ai de făcut, cum anume ai de făcut. Trebuie doar să găsești încrederea și curajul să faci lucrul acesta. Și mergem la al doilea pachet de tarot și vedem un rege de săbi, că ai de-a face cu cineva în zodie de aer sau cu ascendent Venus, lună, nodul nord în zodie de aer, sau vei semna niște acte sau vei bate palma pentru noi înțelegeri, nu contează, ceva nou și clar apare la orizont care te poate duce, iată-te, la îndeplinirea unor dorințe, cu condiția ca tot ceea ce crezi să creezi din inima ta și din iubire. Și să vedem, mai este Empress here, thank you. Yes, să vedem care sunt, da, uite, o colaborare posibilă, o colaborare foarte frumoasă, de data aceasta cu cineva, un parteneriat cu cineva sau poate să fie cineva care îți vede talentul, îți vede potențialul, crede în tine și vrea să investească în tine. Dă-i voie să facă lucrul acesta, este o oportunitate ca tu să te poți exprima liber, autentic și să aduci, da, ceva nou și pozitiv comunității. Wow, cartea nebunului, saltul în necunoscut, începuturi noi, nouțe, dă-ți voi să ai încredere în tine, fă saltul acesta, pentru că, repet, te poate duce la victorie, te poate duce la reușită, da, vedem șasele acelea de bâte acolo. Și o recunoaștere, repet, a talentelor tale apare în această lună, nu te feri, da, să ieși acolo în lumina reflectoarelor, că racii au o problemă cu treaba asta. Bun, și vedem roata norocului, uite cum se pot schimba lucrurile când vine vorba de creativitatea ta, de talentul tău și de abundența ta, pentru că o vedem pe chakra numărul 2. Tu ești cel care învârte acea
wow, roată, uite unde te duci dacă ai curajul să pleci și să te rupi de acolo unde ești și să mergi mai departe cu riscul, da, de a descoperi pas cu pas ceea ce urmează să se întâmple, să nu știi tu totul de la început. Vei ajunge la abundență, ia câte 10-le de monede. Foarte bine, foarte frumos, niște energii foarte bune și ia că te vede marele preot. Repet, poate să fie o înțelegere cu cineva de a intra în parteneriat, poate să fie și o cumpărare a unui bun de o valoare foarte mare, a unei case, poate asta v-ați propus. Uite că vă iese lucrul acesta, lucruri foarte faine vedem acolo. Hai să vedem, mai este tower here. Okidoki, la ce nu te aștept și ce este pe cartea turnului este asul, este asul, am zis că e paj, este asul acesta de monede. Apare ceva nou, această oportunitate, apar, nu știu, șansele astea, că investește cineva în tine, că îți lasă cineva ceva, că îți oferă, habar nu am, apare de niciunde și este o ocazie extraordinară de a te duce la 10-le de monede pe care le-am văzut mai devreme. Mai departe este să te duci tu, dacă profiți de această oportunitate. Ia să vedem ce mai avem. Da, nu lăsa, iată, fricile, neîncrederea, dezamăgirile din trecut și aia cu drumul de sare. Da, dacă o să fie așa, da, dacă nu-i pe bune, da, dacă. Nu, asta nu trebuie să se întâmple, trebuie să ai încredere în tine, încredere că, hai să zicem de dragul discuției, universul îți oferă această șansă la care ai visat de atât de mult timp, fără să aibă niște lucruri ascunse acolo pe la spate să-ți facă ție nu știu ce. Nu, încrederea este esențială, uite și regele de monede. Este o persoană, un partener de afaceri sau cineva, repet, care crede în tine și îți oferă o mână întinsă pentru a ajunge la abundență. Poate să fie și cineva în zodie de pământ cu ascendent Venus, lună, nodul nord în zodie de pământ. Șanse și oportunități foarte frumoase. Ascultă-ți intuiția când vine vorba de această schimbare de direcție în viața ta. Pentru că te va duce, așa cum am văzut, la niște reușite foarte frumoase. Exact în momentul în care poate erai gata să renunci și spui nu mai pot, ce-i cu asta? E, bun, ești în situația asta, nu renunța, pentru că în energia de nu mai pot, da, și mă vaici și așa mai departe, nu o să realizez multe lucruri. Ideea cu nouă de bâte este că e o doamnă aici, această luptătoare nu a renunțat. Cu toate ghioagele aruncate înspre ea, ea nu renunță. Ei, asta este, dacă nu renunți și acolo undeva încă mai există acea speranță, dar nu stau să mă concentrez pe ea și bat cu piciorul în podea, când se întâmplă, că nici așa nu merge, da? Ea rămâne acolo, eu știu că o să se întâmple, nu știu când, dar știu că o să se întâmple. Da, am obosit de toate încercările vieții, dar nu mă plâng. Din cauza aceasta merg mai departe. Dacă lucrurile până acum, spune spiritul, au fost poate încetinite, pentru că nu le-ai văzut tu clar, pentru că ți-ai pus tu bețe în roate, pentru că le-ai văzut, nu știu, poate dintr-o perspectivă care nu te ajuta, uite că acum lucrurile se schimbă și capătă cumva viteză. Uite și deciziile pe care le vei lua sau poate semnare de contracte, așa cum am spus, pentru unii dintre voi cu cartea justiției sau vei face, așa cum am spus, o alegere importantă, vedem cartea diavolului aici. Nu știu dacă alegi să stai sau să pleci, da, ia că te dă această energie, vedem 9 de cupe, cartea dorințelor împlinite. Poate să aibă legătură și cu o sumă mare de bani pentru unii dintre voi, ia că te și cartea îndrăgostiților, din nou alegerile pe care le veți face unii dintre voi sau veți discuta, da, cu cineva în gemeni, îmi vine să spun acum, nu o să fie pentru toată lumea clar. Veți discuta, poate cu partenerul de viață, veți ajunge la niște concluzii și veți lua o hotărâre. No, bun. Mergem mai departe cu amorul ghebos și să vedem ce mesaje vor să vină. Uite codependența. Fie că ai să înțelegi că ești sau ai fost într-o relație de codependență și nu mai vrei să faci lucrul acesta. Poate înțelegi că ai anumite obiceiuri care au devenit, toxice, să spunem, și care îți afectează relația. Vezi cum vindești părțile acelea din tine ca să nu mai apelezi la așa ceva. Din nou vorbim despre conștientizări. Și pasiunea care spune deschideți inima și sufletul către pasiune și iubire, dacă vrei într-adevăr să experimentezi lucrul acesta, este în regulă să te deschizi către iubire. Știți cum e treaba aia, suferi dacă ai așteptările pe care le ai, suferi pentru că ai o valoare scăzută de stimă, scăzută de sine și așa mai departe. Și apare și separarea pentru unii dintre voi sau s-a întâmplat deja lucrul acesta ca ceva nou să vină.
ce nu e bun pentru tine, ce nu mai duce la creșterea ta spirituală, se va încheia fără doar și poate. Și să vedem și din Baby Amor Gheboș ce anume se întâmplă. Ce se întâmplă? Da, spiritul spune că poate să fie și cineva de care te-ai separat, e persoana aia care stă și te spionează, mă rog, care se uită după tine. A courageous leap into the unknown, iată-te să faci un salt curajos într-o sau pe un teritoriu necunoscut când vine vorba despre iubire. Măi, mă arunc acolo un necunoscut cu tot sufletul, cu toată inima, asta este. Eu am încredere în mine că indiferent ce s-ar întâmpla în acea situație, eu voi fi ok. Asta este singura așteptare pe care, sănătoasă, da, pe care poți să o ai sau e bine să o ai. Nu știu dacă unii dintre voi veți realiza că sunteți parte dintr-o relație unde sunt mai multe persoane decât este cazul și atunci apare separarea, pentru că înțelegi că nu meriți așa ceva și iată-te forgiveness, va fi nevoie de iertare. Ok, am învățat ceva de acolo, îmi dau voie să merg mai departe. Unexpected connection și iată-te când te aștepți mai puțin, apare ceva super fain la orizont. No, bun, haide să vedem. Și de aici ce alte mesaje vor să mai vină pentru dragii mei. Opa, răcușori, trust. Ai încredere că totul va fi bine. Ai încredere că dacă vei închide ceea ce atârnă destul de greu pe umerii și pe sufletul tău, vei fi bine în continuare. Let go, spune spiritul, de drumul, eliberează-te. Că un adevăr va ieși la suprafață, foarte posibil din ceea ce am văzut, că vei ajunge tu la un adevăr din interiorul tău și asta este posibil. Important este că se face lumină și claritate. Tu mergi mai departe, nu te opri aici, nu te împiedica de astfel de evenimente. Ia lecțiile învățate și du-te mai departe, căci vei ajunge foarte sus și foarte, foarte bine. Eliberează-te, pentru că probabil acum în situația în care ești cumva limitat, să spunem, pentru că sunt și temeri, sunt și frici și este și lipsa de respect și valoare personală. Uite, miracolele care pot apărea în această lună, repet, este ceva fabulos care poate apărea total neașteptat, care să te scoată, da, din întunericul în care ai stat, către curcubeu, către lumină. Și să vedem și de aici ce alte mesaje mai avem pentru dragii răcușori. Ce lună interesantă, da, vor pica niște măști, niște adevăruri vor ieși la suprafață, nu știu dacă legate de third party sau nu. Și tu vei fi pus în această poziție de a te vedea pe tine aici și acum, în concret. Mai concret, ce fac eu aici și acum, în acest moment? Nu mă mai las tras nici într-o parte, nici în alta, devin conștient de mine aici și acum și în această stare de conștientizare a propriei persoane, aleg, da, tot conștient ce vreau să fac din acest moment înainte. O lună de schimbare profundă și iată-te, fie că ești tu care ai de împărtășit, da, ceva cu cei din jurul tău, fie vei primi un ajutor important din partea comunității sau din partea cuiva care face parte din comunitatea ta. Răscrucea de drumuri o vedem încă o dată aici cu numărul 13, care vorbește despre a încheia o anumită situație sau despre a o transforma sau o transformare profundă, vreau să zic, astfel încât tu să-ți aduci aminte de tine, de visul tău, de proiectele tale pe care probabil le-ai pus pe locul 2, 3 sau cine știe pe ce loc pentru alte persoane din jurul tău sau relații și așa mai departe, că avem talentul de a face lucrurile astea. Și să vedem care sunt și mesajele din partea îngerilor pentru voi, dragii mei răcușori. Uite, steaua cum te cheamă. Nu te mai limita, te-ai limitat prea mult pentru cei din jurul tău, pentru a fi acceptat, pentru a te simți integrat și așa mai departe. Vine momentul să te scuturi și să crezi doar tu în tine, că atât trebuie să crezi tu în tine. Țintește cât mai sus, către cea mai frumoasă și strălucitoare stea, nu te mai limita, spune spiritul. Și oceana care îți spune acționează, vei fi în legătură cu adevărul unei situații, tot ceea ce trebuie să faci este să-ți asculți intuiția și să acționezi. Și mai avem și Serena, îngerul abundenței, și spune că vei primi tot ceea ce ai nevoie exact atunci când ai nevoie și nu e treaba ta de unde va veni ajutorul acesta, ai încredere. Și să vedem și zdrângănele, trâncănele pentru voi, dragii mei răcușori, pentru luna iulie, extrem de interesantă luna iulie pentru voi. Și să vedem ce avem aici. Ia că te vedem schimbările pe parte financiară în primul și în primul rând. Vedem litera Z, poate să fie o inițială. Vedem și litera N,
Ce mai vedem? O coadă de pește. Eu zic să nu mai lași lucrurile în coadă de pește sau poate aveți de-a face cu cineva în pești, nu știu. Faceți lucrurile până la capăt de data aceasta. Și uite și niște cireșe. Acum știți că sunt și glumele alea vis-a-vis de prețul cireșelor. Vorbim de abundență, dacă vedem cireșe, sau vorbim despre fructele pe care urmează să le culegi. Asta poate e cineva născut în acel anotimp. Și uite trifoiul cu patru foi care vine către tine. Este o șansă extraordinară, te poate duce foarte sus. Pentru unii dintre voi, această reușită, acest succes sau, mă rog, nu vreau să-i zic destin, chemarea voastră, că sună mai realistic, așa, are legătură cu comunicarea într-un fel sau altul, îmi atrage atenția culoarea. Și uite, o inimă foarte, foarte frumoasă, da, vorbește despre iubire, dar și despre noblețea iubirii voastre. Aveți ceva acolo aparte, de care cei din jurul vostru au nevoie, da, dar nu uita să aplici această iubire nobilă, în primul rând, propriei tale persoane. Dragii mei răcușori, acestea au fost mesajele care au vrut să vină pentru voi pentru luna iulie 2024. Dacă v-au plăcut, dacă ați rezonat cu ele, dacă au ajuns acolo unde trebuiau să ajungă, nu uitați butonul de apreciere și distribuire a acestui videoclip și eu vă mulțumesc foarte mult. Aștept, da, să deveniți și membri ai canalului unde vom povesti despre lucruri extrem de interesante și, bineînțeles, citiri bonus. Și aștept, bineînțeles, comentariile voastre în secțiunea de coment și știți că până data viitoare eu vă pup și vă iubesc!